Copiii sunt puși să facă multe teme, iar la liceu programa e de nivel universitar, a spus-o chiar ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, atunci când a venit la Petroșani. Și pentru că tot este perioada în care absolvenții se gândesc la viitor, ministrul a vorbit despre materiile pe care se va pune accent în noua lege a educației. Dacă mă întrebați ca părere personală, dar e o părere personală, conținutul foarte multor discipline din sistemul preuniversitar este la nivel academic, mult prea ridicat. Și urmărind procesul acesta, înțeleg că este și greu ca să îl reducem, pentru că sunt făcute de cele mai multe ori de cadre didactice universitare sau apropiate de acestea, și atunci nu pot concepe că trebuie să fie un nivel mai scăzut. Planul cadru de la liceu nu va fi redus, dar va crește numărul orelor de informatică și sport ori limbi străine, iar absolvenții de liceu sunt sfătuiți să nu se mai viseze avocați ori juriști, că nu prea va mai fi nevoie de ei. O spun, așa cum afirmă ministrul, studiile făcute și în țară și în afara ei. În 4 sau în 5 ani, numărul de locuri de muncă în domeniul juridic va scădea abrupt cu peste 90%. Este un mare, și spun acest lucru de 2-3 ani de zile, este un mare pericol în momentul de față pentru cei care doresc să îmbrățișeze această carieră, pentru că vor avea dificultăți mari peste 4-5 ani în a-și găsi un loc de muncă. Astăzi deja Statele Unite lucrează pe scară largă cu softuri care fac asistența juridică. Este mult mai ușor pentru jurisprudență să caute în milioanele de dosare cazuri similare. Lucrurile acestea vor deveni, softurile pentru juridic vor deveni worldwide valabile și disponibile la costuri absolut rezonabile. Până și întreprinderile mici și mijlocii își vor putea permite să facă consultanță juridică online pe baza unui software. În România doar 110 locuri sunt oferite în magistratură și sunt mii de absolvenți în domeniul juridic. Juriștii nu vor fi anulați în următorii ani, dar absolvenții abia ieșiți de pe băncile școlii vor fi inutili. Accentul însă se va pune pe informatică și programare. O elevă de la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani este singura din tot județul Hunedoara care va urma clasa 10-a la un liceu din Statele Unite ale Americii. Adriana Nițescu a parcurs un lung șir de interviuri, a scris compuneri și i-a impresionat pe americani, ea fiind singura din peste 1400 de tineri din toată țara care au aplicat și dintre cei care vor pleca din toamnă să studieze acolo. Engleza ei impecabilă, testată cu vorbitori nativi americani, pasiunea pentru Statele Unite ale Americii și mult curaj au făcut-o pe Adriana, unul dintre cei mai fericiți absolvenți de clasa a noua, care va face un excelent schimb de experiență peste ocean. Ce înseamnă asta, ne spune chiar ea. Am aplicat la Bursa Flex, este o bursă exclusiv pentru liceeni, clasele a noua, 10-a și 11-a, care îți oferă șansa să pleci în Statele Unite pentru un an de zile, ești integrat într-o familie gazdă, faci liceul acolo, ești implicat în tot ce înseamnă activități extrașcolare, e totul gratuit. Sunt mulți tineri care aplică și care aud despre o astfel de experiență, însă nu toți au curajul să aplice. Adriana a aplicat și va pleca după ce a parcurs un drum foarte greu până aici. Știu despre această bursă de când... De la prima generație de flexări, eu eram în clasa 7-a, deci de acum 2 ani. Și mi-a rămas ideea asta în cap, mi s-a părut o oportunitate excelentă și am stat cu gândul ăsta că abia aștept să ajung în clasa noua ca să pot să aplic și eu. A fost destul de greu pentru că am fost undeva la 40 și ceva de copii pe loc. La început au aplicat 1441 de elevi. În prima etapă am avut... de completat o serie de informații online, apoi 3 eseuri legate de experiențe personale. Iar în urma acestei aplicații online care a fost emisă în America, am fost selectați undeva la 250 de elevi să trecem într-o semifinală, unde am avut de dat teste de engleză, alte eseuri, interviuri cu nativi americani. Programul s-a dezvoltat în lume după 1992, iar modelul schimbului de experiență a prins mereu la tinerii dornici de un schimb adevărat de culturi și civilizații. În anul școlar 2016-2017, aproximativ 800 de liceeni au plecat din Europa și Asia, iar acum Adriana este singura din județul Hunedoara, gata să descopere America.
trebuie să te integrezi într-o societate nouă, descoperi o cultură nouă, ești implicat în tot ce fac ei, descoperi cum e viața acolo și apoi vin apoi și poți să descoperi diferențele și poate să îmbunătățești ceva aici. Va fi greu, știu asta, însă știu că acolo familiile gazdă sunt alese cu o foarte mare grijă și totul va fi ușor pentru ca elevul să poată să se acomodeze în societate. Adriana va pleca pe la jumătatea lunii august în Statele Unite ale Americii. Așteaptă cu nerăbdare să vadă în ce stat și la ce familie, iar peste un an colegii ei vor avea de împărtășit din experiența pe care o va dobândi acolo. Începe gala Teatrului Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani, la sărbătorirea celor 7 decenii de existență a acestei instituții. Și pentru că teatrul poartă numele lui Sârbu, în deschidere, la finele acestei săptămâni, are loc un marș de la Casa Memorială din Petrila până la Petroșani. Totul pornește din Petrila, iar noi toți suntem așteptați voluntari ca să refacem un drum pe care Gari l-a făcut acum fix 3 decenii, dar în sens invers. Sărbătorim cei 70 de ani de existență ai Teatrului Dramatic Ion de Sârbu cu un marș, să zicem așa. Marșul s-ar intitula 50 Shades of Gary, așa, și este o replică pe care o vrem să o reedităm, având în vedere că am mai făcut acest marș anul trecut la Brașov, comemorând niște ani rotunzi de la mișcarea revoluționară din Brașov dinainte de 89, din 87. Oricine poate participa, doar să vrea, pentru că Ion Barbu chiar ne cheamă să fim părtași a istoriei. Chiar fac un apel către toți voluntarii, va fi un marș inițiatic și zilele trecute am stat și am gândit puțin am meditat la acest marș și am constatat că iarăși am dat peste o cifră rotundă. S-ar împlini, aș spune exact, 30 de ani de la ultima vizită a lui Ion de Sârbu în Petrila, când Ion de Sârbu, însoțit de fratele meu, a plecat din Petroșani și a ajuns pe jos în Petrila, Gari Sârbu venind să se-și vadă pentru ultima dată mormintele părinților săi. Iar acum, după 30 de ani, îl multiplicăm pe Sârbu de câteva zeci de ori și facem traseul în sens invers. Pentru că vreau să subliniez, toți participanții la acest marș vor purta masca lui Ion de Sârbu. Marșul începe în dimineața zilei de sâmbătă 26 mai din Petrila și se finalizează la Teatrul din Petroșani. De altfel, Ion Barbu chiar a subliniat că celor care vor ajunge la finish îi se va oferi cadou un spectacol de teatru non-verbal, Sârbu de la A la Z. Acesta va avea loc în sala artelieră a teatrului. Claudiu Bleonț, Cezara Dafinescu, Marcel Iureș, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, Dan Puric sau Florin Piersic Junior sunt nume mari care și-au anunțat prezența și vin la Teatrul Dramatic din Petroșani în spectacole de gală la împlinirea 7 decenii de existență a instituției de cultură de la noi. Teatrul Ion de Sârbu marchează astfel evenimentul de anvergură, iar totul pornește în 26 mai de la Casa lui Ion de Sârbu. Vor fi decernate titluri de cetățeni de onoare, vor avea loc vernisaje și se va asculta chiar operă pe această scenă. Spectacolele urmând să se desfășoare timp de 11 zile în acest loc. Pentru că abia a fost finalizată asfaltarea la Aninoasa, proiectul de introducere al canalizării nu va afecta infrastructura rutieră. Este promisiunea făcută de cei de la APASERV, care au găsit împreună cu proiectanții măsura potrivită pentru a exclude posibilitatea de a distruge asfaltul proaspăt turnat și trasat pentru prima dată după mulți ani. Costel Avram, managerul general al SCE APASERV Valea Jiului, spune că una dintre lucrările ce vor începe în perioada următoare
Dacă nu vor fi contestații, va porni la Ninoasa și vizează introducerea sistemului de canalizare, însă fără să afecteze strada. În toată Valea Jiului va fi implementat un program de 90 de milioane de euro care vizează reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare. Vor fi reabilitate rețele de apă 69,6 km, respectiv în Petroșani 18,4 km, în Petrila 9,2 km, la Ninoasa 1,9 km, restul fiind la Vulcan. Rețeaua de canalizare ce va fi reabilitată însumează 47,3 km, la Petroșani fiind 11 km, la Petrila 7,4 km, a Ninoasa 2,5 km, iar la Vulcan 7,2 km.